Care e a ta? Ia vezi. Care e a tale? Ai asta. Nu. Asta e a meu. Asta e a lui Alexia. Da? Da. Asta e a lui Alexia. Alea două sunt a lui Kevin. Da. Și asta e a ta. Aia e Kevin, asta e a lui Kevin. Da. Asta e a lui Alexia. Da. Hai, fiți-e. Să o disfacem? Da. Hai, de să o disfacem. Dar ia să vedem ce ai acolo, de la mami. Ce ai acolo? E mâncare. Să faci mâncare? Da. Dă-mi cumva. Azi să aibă Alexia și să aibă Kevin. Să facem prăjitori. Trebuie? Uite, azi să aibă Kevin. Că n-a să mingă. Da. Că mingă Kevin. Uite, îi fac. Cine ți l-a cumpărat? Cine l-a cumpărat? De la magazin. Tati. Da? Da. Când aseară? Da. Uai, o fiu. Nu este mai. Alexia doarme? Alex. Asta e o tăie, Alexia. Nu a meu. Nu e a tău, dar de ce îl desfaci? Alexia, Alexia vota asta. Îl desfaci că ea nu poate, nu? Nu. Așa. Alexia nu poate. Nu poate. Și când se trezește, el dai, da? Da. Uite, poți, Didi. Oh, mi-e tai. Iubie, taie. Să-l tai? Da. Mami. Mami. Mami? Da. Hai. La desfăl pe-a tău, lasă-l pe-a lui Alexia. Uite, Kevin, uite. Ha, disfăile, să joace. Oh, asta e al meu. Aici. No. Lasă-l! Lasă-l că nu se le mănâncă. Adelina. Kevin, mă te las. No. Uite. Wow. Uite, da. Mamă, mai avem de asta o grămadă. Eu mă plâng că avem prea multe jucării. Și tatăl le cumpără. Na. Stai. Wow, Mija, hai să o iau Kevin. Wow. De asta mai aveam doar. Uite, da, mami. Ia să stai. Wow. Asta e un joc. Așa, îți bune? Trebuie să bagi astea. Uite, Kevin. Kevin, uite, bagi aici. Îi faci aici. Asta? Nu. Asta îi mai pun aici pe aici. Mă, nu! Asta pun aici. Asta pun aici. Asta pun aici. Au! Au! Ți-a băgat mâna? Tu, dar nu te bate, tu. Nu te bate. Baby, Dida nu a bătut. Nu. Nu te bate, Alexia. Nu a bătut. Baby, nu. Nu a bătut. Hai la școală. Hai la școală.
Haide, de la grădiniță. Hai, ale la școală. Nu poți să mergi normal, Adelina, pe stradă, adică te sui peste tot. Ai grijă pe unde mergi. Ce liniște pe aici, pe la noi. Mai aglomerat e strada aia, în rest pustiu. Mai ales acolo pe stradă la noi foarte liniște și... Mamă, ce te-ai iudat. Hai să mergem că e frig. Mami. Uite, Dida a mâncat mecale de zi bomboane. Ai mâncat mâncarea și vrei bomboană. Da. Mm-hmm. Am înțeles. Ai zis, uite, mami, vezi la tine acasă, da? Da, mă uit acasă. Da, ai mâncat azi dimineață. Trebuie să mai mănânci odată ca să îți dau o bomboană. Nu se pune de azi dimineață, a trecut atâta timp de atunci. Știi? Da. Mai mănânci încă o dată și îți dau o bomboană. Ha? Dar nu ai voi bomboane, a spus doctorul. Dentist. Eu vreau una aici. Nu-ți dau bomboane, îți dau altceva, da? Au ieșit ghiocii ei. Mulți chiar. Hai, Adelina, ce mai faci acolo? Ia, uite. Asta e beta, mama, asta tata. Cine? Asta e baby, asta e mama, tata. Da? Da. Baby, mama, tata. No. You were born, your mama said, the Lord bless you and keep you, and everything that you do take heart. When you were eight, your daddy said, never take your life for granted, believe in second chances, my love. When the world spins badly on, remember that you belong. You are strong, you are brave, you are all you meant to be. Everything you ever dreamed came true. When you laugh, when you cry, I'll be always on your side. And thank God for you. Steal your spark, my heart. When the world's
răbdare să tai asta. Să tai ciupercile. When you laugh, when you cry, I'll be always on your side and thank God for you. Încerc să-l culc pe Kevin. L-am culcat odată și s-a trezit. Și acum încerc să-l adorm din nou, pentru că nu a dormit decât 10 minute. A dormit doar cât am reușit eu să-mi tai o bucată de țelină. Da, țelină pentru ciorbă. Și o jumătate de ardei. Atât. Vreau să fac o ciorbă de peiurișoare. Sper să adormă. Am filmat și ieri puțin. Nu știu exact cât. După ce am ajuns acasă de la grădiniță, am făcut un pilaf de orez cu o bucată de costiță la cuptor. Și am avut o, cum să spun eu, peripeție cu un pachet. Trebuia să primesc un pachet prin DHL ieri. De fapt, să o iau cu începutul. V-am spus eu că mi-am comandat un tablou aici deasupra patului cu poza noastră și l-am comandat la o fată care am văzut eu pe un grup de mămici din Germania că se ocupă cu tablouri Canva. Așa că mi-am comandat un tablou destul de mare, 1 m x 80. Bun, l-am comandat, i-am făcut transferul, i-am trimis banii pe card.
Apoi, după ce l-a trimis, mi-a trimis poză cu numărul de urmărire la DHL. Am băgat numărul de urmărire acolo și am văzut că trebuia să-mi fie livrat pachetul ieri. Ieri, pe la 3, am intrat să văd ce se întâmplă, unde este pachetul, pentru că nu-l primisem încă. Și de obicei DHL-ul vinea până la ora aia. Și când am intrat acolo, am văzut că pachetul fusese livrat la ora 2:37. Dar la mine nu a sunat nimeni la ușă. La ora 2:37, eu am fost acasă la acea oră și am dat mesaj la acea fată. Încă nu am înțeles exact. Cred că mi-am luat o mare țeapă pentru că numărul de urmărire, nu cred că era numărul meu de urmărire. Am scris codul meu poștal acolo și îmi spune că codul poștal este incorrect pentru acel număr de urmărire. Asta înseamnă că acel pachet a fost livrat la un alt cod poștal. Și acum nu știu ce să cred. Am spus că mai aștept vreo 2-3 zile să văd ce se rezolvă. Dar eu cred că mi-am luat o mare țeapă de 100 de euro. Atât au costat cu tot cu transport. Aproape 100 de euro. 97. Dar nu știu ce să cred. Cert este că DHL nu a fost aici. Pachetul nu este la noi, la DHL. Cred că mi-a dat un alt număr de urmărire. Sau greșit adresa. Habar nu am. Acum eu mai aștept vreo 2 zile. Voi ce spuneți? Cine mi-a dat țeapă? Fata sau s-a greșit ceva? Și i-a spus. Eu cred că s-a greșit... Ia vezi, a venit Alexia? I-a spus că eu cred că s-a greșit adresa. Dar ea tot spune că nu, că nu, că nu. Atunci? Nu vin. Nu? Nu. Atunci... Ce s-a greșit că nu înțeleg? Unde este pachetul? La mine nu a ajuns. După cum vedeți, nu am niciun tablou acolo. Și abia l-așteptam. O să vă țin la curent despre această situație. Să vedem cum o să se rezolve până la urmă. Dacă o să primesc pachet sau bani. Vedem. Vreau să-mi fac curățenie din mobila din bucătărie, dacă ar adormi Kevin. Pentru că am o grămadă de pungi începute cu de toate, care trebuie să le arunc. Chipsuri începute, dulciuri. Cine-i? Mașina. Alexia, nu. Nu e Alexia. Alexia a plecat la școală. Plecat la școală. Nu pleca la școală. Nu? Asta e nena. Zilec? Am terminat și ciorba, s-a făcut și seară și n-am mai reușit să filmez nimic. Și nici acum încolo nu pot să mai reușesc să filmez. Da. Vai, Adelin, nu mai e. Gata. Așteptăm să vină cineva la noi. Și cred că nu o să mai reușesc să filmez. Dacă o să avem musafiri. Aștept să vină și poșta. Să-mi aduc un pachet. Am comandat un platou din lemn pentru aperitiv. Pentru sâmbătă. Când aveam platou așa mare. Și am găsit unul de 56 cm pe 50. Și trebuie să ajungă. Au venit și cadoul lui Kevin. Dar o să vi-l arăt în vlogul de ziua lui. Elena, nu mai trânti! Astăzi am zis că fac curățenie în mobila din bucătărie, dar n-am mai reușit. Și acum, dacă o să avem musafiri, nu pot să mă apuc să fac curățenie în mobila. O să fac mâine. Sper din suflet să reușesc să fac mâine, că
Am niște farfurii care le țin pe blatul de la dulap. Pentru că nu am loc în dulap unde să le bag. Și vreau să mai sortez din farfurii, să le mai scot. Să mai arunc din ele, că nu le folosesc pe toate. Și să fac loc la celelalte, să le bag. Și să arunc tot ce nu mai folosesc din dulapuri, că sunt multe lucruri care le-am pus acolo, spunând că poate le voi folosi vreodată, dar nu le-am folosit niciodată și nici nu o să le folosesc, cred că. Așa că mai bine le scot de acolo. Așa cum trăiesc cu ele, ținându-le în dulap, poți trăiesc și fără ele. Nu mai țipa! Facem unboxing. Hai la tati. Avem 1, 2, 3, 4 pachete. Ăla-i platou. Și mi-a venit și tabloul. S-a făcut o încurcătură. Ia mâna, Kevin! Kevin nu face nimic. Eu chiar credeam că mi-a dat țeapă. Tabloul. Poșta? Nu poșta. Kevin, nu voie! E direct! Fata! Uite, masă! Kevin, du-te de acolo din cuțet. Cred, Kevin. Da. E mare. E destul de mare, nu? Nu cred că e destul de mare de mult. Ei, nu. Păi, dar dormi-te satul numai din aperitiv. Asta e special, să-mi prinde șurub. Aperitivul e așa. Hai, bitu. Alea-s pentru protecție, dă-ți la o parte. A, e atâta. Ți-a pus o bumbunică. Mulțumesc. Adin la vrea ea. Hai, vinte. Ia, o și pune pe masă de la cum mănâncă tot cu ambalaj. Ia. Asta e oglinda. Kevin, Marian. Și asta. Asta se face? Da. Acolo trebuie să pui moțul. Părul. Magnet. Da? Da. Ia. Ia ce fain ai. Moțul lui Kevin. Moțul lui Kevin. Kevin. Uite. Na. Kevin, mici! Asta? Aia e rama pentru poza de la un an. Da. Asta e rama pentru poză. Acest, iubite! Asta e o Kevin. Toate sunt personalizate. Trebuie să-i stai la a, cartea de vizită. Iubite! Ul! Ati! De la doamna asta am comandat. Ioana Giurgiu. Ia.
Frumos mesaj. Totul este ca pe jos. Mama! Trebuie să fac curat. Nu. Iubitule, eu te zic să venit. Azi pentru pete. Orice alegi în viață, norocul, dragostea și înțelepciunea să te însoțească mereu. Ca șubă. Eu ăsta l-am așteptat. Colanule, ai făcut-o nan. Să vede să vezi băiatul. Trebuie să vede eu. Bravo! Stai. Stai, trebuie să ia mâna. Pixul, bine. Hai, mai ia ceva. Very good, da? Hai, nu. Bine, hotărât. De la nana. De la nana? Hai, mai ia. Ce mai e? Așa! Hai, hai, nu te mai da! Mașina, ia, mașina. I get lost in your deep blue eyes, like a shell in the sea. I fall in love over and over when you're looking at me. I think about all the work we've done and all that we'll all of the hard and the good times, it's you and me. Time moves slowly when I'm with you. Nothing better than this. We could be forever, just never give up, never give up on simping. Nu vi-e frig? Las că ți-ai jos că împing eu. Hai! Hai, stai acolo. E bine, ține-te bine, da? Da. Stai jos! Adelina, stai jos! Stai jos, camping eu!
copii. Vreți jos? Da. Stai să opresc. Da, vă fiu jos. Hai. Te ajut? Hai. Da. Hai, pune mâna aici. Așa. Așa. Видели, мама? Prima dată, nu? Nu tare. Stiemi.